În primul rând, cred că este o idee foarte bună. Nu am mai văzut așa, din ce am urmărit eu, n-am mai văzut o televiziune literară, mai ales când mă gândesc la literară, mă gândesc clar numai la literatură, eu personal, nu știu ce se vrea a fi, dar mi se pare o idee foarte bună. Eu m-aș axa un pic sau aș recomanda să se axeze puțin și pe partea asta a adolescenților, să se adreseze un pic lor. Pentru că, surprinzător, am constatat că elevii de liceu chiar citesc. Nu 100%, dar chiar citesc mult peste programa școlară. Eu sunt bibliotecară și am văzut ce vin, pe cei care vin, care se interesează de literatură, vor să citească mai mult și vor să și discute despre ce citesc. Este foarte interesant. De multe ori stau cu ei și discut despre ce am citit, și ei și eu. Împărțim opinii, păreri și chiar se deschid niște discuții foarte aprinse. La noi, la Colegiul Național Grigore Moisil, de vreun an și ceva, eu cu o doamnă profesoară, facem un cenaclu literar. Ne întâlnim cu câțiva elevi din liceu, care vor, fără nicio obligație, după ore, deci e important de specificat faptul că acești elevi stau după orele lor. Și discutăm o oră, o oră jumate, depinde de timpul fiecăruia, despre o anumită operă literară. Alegem de comun acord ce să se citească și cred că această televiziune ar veni în întâmpinarea acestor tipuri de activități, care poate mai există și în alte licee, școli, nu știu, dar cred că ar fi un pic o completare a ceea ce se face totuși în școli și s-ar face un pic cunoscută activitatea literară sau de bibliotecă, mai exact, a școlilor. Pentru că chiar copiii chiar citesc și chiar le place să se vorbească despre asta. Și vorbesc și de partea aceea de mândrie un pic. Așa, aș vrea să văd și eu și alții că există și la noi, vorbesc de zona noastră, poate și în țară și poate fiecare simte asta, mă gândesc la locul de unde este. Eu aș vrea să văd ce scriitori sau oameni de cultură din zona noastră sunt cunoscuți sau se pot face cunoscuți. Pentru mine ar fi foarte interesant.